Slana Marianne la toată lumea. Oh, ce ecou. Suntem în București acum, mă duc, facem petrecerea burlacilor pentru Bordea Cătălin. O să fie super crazy, frate. Ce mergem acum acolo? Să vedem cu cine ne întâlnim? Hai că. Ce faceți, bă? Una burlaci aici. See the most beautiful thing I've ever filmed. E mult prea mică lumea asta pentru noi toți. Vedeam modul de a spune mersi frumos, Jesus, frate. Jesus fucking Christ. Deci înainte să fie cu succes, era mai sub într-un colț, acolo stea niște... Acum ce mă urmărești? Tu nu vezi, frate, că-s celebru? Știi ce-i foarte fun? Că videoclipul piesei Salcâmii s-a filmat cu aparatul ăsta. Cu jigul. Hai că... Micuțul e nașul meu și o să fie și nașul lui. Ceea ce ne face pe noi doi cu metri. Mie îmi place un vlog în țara asta. Ei, porni microfonul. Nu da noroc că camera asta rămâne aici, băi. Ia mă mâna, tu te Ioane, să-mi bap construcția asta. Dai trecu, bă, stai că am forță stânga. Salut, sunt Cosmin Nedelcu. Dacă eu mă uit la un vlog, acesta este tour vlog. Da, Ioane, lasă-mă să spun părerea. Pentru că este toate degetele sus. Îmi place umorul din el, îmi plac cadrele din el și faptul că Slana Marianne a devenit un soi de... Micuțule! Hai, nu, dar nu mai am ce să spun. Dar nici nu-ți dau camera. Ia camera acum. Bine, pa! Ați drăguț la petrecerea burlacilor. Am povestit, am băut, am mâncat. N-a fost cu chestii grele. Suntem toți băieți serioși. A fost foarte drăguț. Slana, Marianne. Nebun băiatul. Bun, e a doua zi. Nu știu că vă dați seama după schimbarea de cadru. Am cafea acum. Mergem la Cătălin să-l ajutăm să care băutura. Pentru că ce cumătru aș fi eu dacă nu aș ajuta să care băutura? Slana Marianne. Nu știu că stai acolo și faci asta. Worst Romeo ever. Ce? E o simplă nuntă, e o simplă nuntă, mă, deci cu plin. De ce se mută. Lumânări. Miroase a privare de libertate. De ce cearceaf? Pentru aia cu... Că face pe aia veche cu cearceaful. Cea mai bună melodie! Hei, bună! Salut! Ne-abia aștept nunta! Tu ce ai fost implicat în organizarea acestei nunți? Eu? Tu, da. Ești foarte bărbătească. Și atât? Da. Bun! A fost un stres pentru tine? Da.
Spune, Lidia. Nu se vede că sunt super chill. Oricum. Mamă, deci mai am un pic și mor. La noi e problemă și cu vremea. S-ar putea să plouă? Mă rog, acum nu s-ar mai putea. Dacă mi-ar arăta că plouă, că s-a schimbat de vreo 4-5 ori. Nu mai vreau să mai fac nicio nuntă. Păi na, sper să nu plouă. Cine o să fie relaxată duminică? Eu. Și cu poze fani și cu filmări de prințesă? Eu. Cine? A, nu, scuze, vorbeam cu el. Cine să fie a prințesul ca frumoasă? Eu. Apropo, oameni de acasă, dress code-ul e noir cu un pic de neon. Toată lumea să fie negru, mai puțin, na. Orne. Cum să faci să ieși în evidență, domnule? Îi obligi pe tot să fie negru. O să vin în alb. Ne ducem mâine. Trebuie să facem un program pentru mâine, dar... Am ajuns la locul în care se va întâmpla mâine minunata nuntă. Asta a fost barca lui Ceaușescu. True fucking story. Și a făcut Irnel Columbeanu ziua pe el. Așa. Și a urcat 120. Și a explodat motorul. Fucking shit. Când a fost Michael Jackson, a mâncat pe el. Vezi asta că ca Ceaușescu? Dar e mare, bă. E mare, mare. Și acum ne urcăm pe casă? Da. What? Wow! Bă, e atât de fain locul ăsta încât realizez cât de sărac sunt. What the fuck? Asta e... Tot acolo cum e interior. Piscină interioară, piscină exterioară, cramă. Gata. Mi-ar plăcea și mie o moșie de asta. Așa că luați tricouri cu Slană Marian. Să mor tu, că asta faci tu acum. Deci nevastă ta se chinuie să organizeze și tu stai și te joci fucking Candy Crush Saga. Stresat. Dude, what the fuck? This is no joke. Asta face prost. Frate, trebuie să mă prefac implicat. You carry. You for the spritz. Cătăline, nu pe aia. Nu aia e roaba lui Dumnezeu. Ca să-ți vin la altar. Poți să mă urc în ea, ori mă poți duce? Te bate Livia asta așa. Hai, poți? Deci că... Meanwhile, Mirele. Și nu e tour vlog fără tour manager? Am înțepat o viespe. E bine că plec. Mâine mă însor, pe Doamne să supraviețuiesc. Ce? Poftim? Stai locul meu aici. Îți trebuie să te curentezi. Au, chiar mă. Bine, ne vedem mâine, da? Ne relaxăm cu toții, respirăm. Te căci-l pil. Fără capul. Pare că o să fie totuși senin azi. Am încercat atâtea metode să devenea un pic de ploiță. Să plouă, să plouă. Nimic.
Și am venit să ne tundem, ca să ne facem frumoși pentru Cățălin. Te tunzi și tu, tati? Ne tundem la micuțul stand-up barbershop. Ionuț, ăsta e barbershopistul meu preferat. Mai încerci să-l faci frumos pe termenul ăsta. Mersi mult de tot, mă. Bă! Ai! Ai! Bă! As the party boy. Da, deci vies pe care m-am mușcat ieri acolo la locație unde să fie nunta, mi-a dat-o bine, că mi s-a umflat. Mi-am pus gheață. Și bun pariu că ea a trimis viespea. Sper să pot dansa diseară. Hai, ne îmbrăcăm cu toții negru și mergem la priveghi. Am luat mașina lui nevastă mea și tocmai am realizat că are ITP-ul expirat de când am plecat noi în vacanță. Și acum mă întorc să iau mașina mea și sper să nu mă întâlnesc cu niște... Ce zic? Și dacă vreun se uită, să știți că glumim acum, fătă-se cum sună ITP, cât de prost să fii să mergi cu o mașină, uite, pe o expirat. Închide căcat. Am ajuns, deși am avut piciorul umflat de viespe, deși am avut ITP-ul expirat și a trebuit să mă întorc. Am ajuns, Livia, nu mă pot opri. Și atuc. Ești cortez de la panelul și curtea. Ești pomenit. Ești ce a făcut un killer? N-a văzut că i-a acoperit piscina interioară și s-a aruncat. A călcat pe aia. Și aveam 8 killeri. Bă, unul curtea face un vlog, bă, cel mai tare. Nu poți să te dezlipești, mă, te uiți. Cine bate mă spele? Manele. Incredibil! Șosete și chiloți roșii. Nu are șosete și chiloți, are iegări. Oh my god, ass! Oh my god! Te simți cam în largul tău, că Spike, deci intri tu primul în el, apoi cine intră în Spike? Deci Spike intră în el, în Spike cine intră? Poate soare sau... Nu, soare. Se lăscut, sau? Nu, nu, soare. Să mă bună melodie! Ce trec negru? Am zis, da, e... Superbă între gratii, așa. Și zi, mă, chiar vrei tu? Acum... Băi, Cortea. Hai, mă, zi. Am stat și mă gândesc. Chelioasul ăsta. Lasă-mi-l mie. Never! Hai, fata. Ești superbă, fata. Acum, fără că... Mersi și tu. Thank you.
belong to you. I belong, I belong to you. Do just what you want. Roaba lui Dumnezeu Livia, Daniela, robul lui Dumnezeu Cătălina, Adrian, în numele Tatălui și a fi... Super frate, super mișto. Să mă lua picioare. Opa. Opa. Okay. Abia aștept să apar la tine în vlog. Da, du-te. M-am dat cu rus. Take me to your heart. Frigut, s-a lăsat lumina. Bagea să ne facem căcat, ce să zic, na. Știi ce? Nu pune tu una aia. Mâna aia pătată, mâna aia pătată pe mine, ia uite verigheta, ia uite-o. O să înroșim cearceaful acum. Să mai bună melodie! 2, 1, 2, 3, start!
Repede. Ce poți? De ce ești neagră? Țin doliu. De ce ești tale? Da. Mai că ești tu sexy și drăguță și frumoasă. Nu e așa, nu e așa. Hai, bine, pa. Gata și nunta, plecăm acum. Suntem obosiți, așa-i, tati? Ești obo? A fost foarte fain. Facem o pauză acum de vreo câteva săptămâni, 2-3 săptămâni de vlog. Și ne întoarcem după aia. Puter noi, fresh, că mergem în vacanță. Așa-i, tati? Mergem în vacanță? Bine, hai, vă pup, pa! Solana! Fază tare, m-am trezit de dimineață și cineva a adunat din cameră lucrurile unde era și rucsacul meu și am portofelul lui Bordea. Așa se pleacă de la luptă, fratele meu. L-aș da rodaie portofelul de la